Băi, Gigel și băi, Vasilică, tu știi ce asta, băi? Sigur că știi, e o furcă, un furcoi. Am auzit eu povestea lui Badea Guță. Era în munte, era cioban. Și când a venit ursul la el, a ieșit cu furca în față. Și l-a înfruntat. A dat ursul cu laba. I-a rupt-o. Dar a fugit. Și uite așa, furca asta e grozavă. E pentru fân, e drept, pentru gunoaie. Dar când vine fiara la tine și ai furca, te simți mai sigur dacă l-ai și pe Dumnezeu. Dacă ar veni leul. Am citit eu că în Kenya, triburile Masai, înfruntă leul doar cu o suliță. Eu l-aș înfrunta pe leu cu o furcă. Dar stai. Hai să spun o poveste uluitoare, adevărată, petrecută în Brazilia. Brazilia, nu Brazilia, că nu e de la Praz, e Brazilia. Brazilia este o țară imensă în America de Sud. Acolo curge un fluviu mare, uluitor, cel mai mare fluviu, se cheamă Amazon. Ei bine, pe malul mării, pe malul Oceanului Atlantic, există o localitate, se cheamă Vila Velha. Vila Velha. E un oraș, are vreo 100-200 de mii de locuitori. Mare, mare. Și are și un parc, are, știu eu, muzee, are și o grădină zoologică. E un oraș cu toate, tot ce trebuie. Și acolo trăia un bărbat pe nume Geraldo Dalinda. Istoria asta am citit-o într-o revistă germană veche, care se numea, avea ca titlu, articolul, povestirea, se chema Un Daniel Modern. Era un articol lung, am înțeles că e și o carte mai largă scrisă despre acest Geraldo Dalinda. Ei, omul ăsta era polițist. Și soția lui, printr-o cunoștință, au găsit Biblia, au început să o studieze amândoi, au ajuns la cele 10 porunci. Ei, nevastă, ce facem cu poruncile? Că acolo scrie porunca a patra, adu-ți aminte de ziua sabatului. Păi, și noi ținem duminica. Cum vine asta? Acolo au găsit porunca să nu ucizi. Și ce ai tu la piept? Pistol? La brâu? Păi pistolul este să omor oameni. Păi tu ești polițist cu pistol. Cum stai cu porunca a șasea? Asta e porunca să nu omor, să nu ucizi. Și au făcut niște studii biblice și au hotărât să trăiască așa cum scrie la carte. Asta e Biblia. Bun. Da, ce fac cu pistolul? Hai că sâmbătă mă uiesc și eu de la servici. Mă știu oamenii că sunt de acum sergent, nu sunt oarece un deputat, un începător. Oamenii știu că sunt serios, îmi fac datoria, punctual, fac și peste, așa cum se cade unui creștin. S-au dus la comandant. Ia loc, Geraldo, a zis comandantul, îl cunoștea. Care e problema? Domnul comandant, am o problemă de conștiință. E serioasă conștiința, n-ai voie să calci, că atunci ești o cârpă, nu mai ești om. Cine își calcă conștiința, se face o cârpă. Problema mea este cu porunca a șasea. Care poruncă? Că noi nu știm cam. Ei, e porunca a șasea din Biblie. Da. Ce zice? Zice să nu ucizi. Da, așa zice. Pe nu răufăcător. Dar zice și pe nu polițiști, domnule comandant. Păi ce să faci cu răufăcătorii? Uite, eu vreau să spun ceva de azi. Vreau să rămân polițist, dar nu mai vreau să port pistol. Ce vorbești, omule?
să nu mai ai pistol? Păi, dar nu ești polițist? Uite, în Anglia polițiștii n-au pistoale, au doar bastoane. Dăm un baston, nu ca să bat, doar ca semn de autoritate și o promit că voi face ordine. Mă, dar aici e port, e Villa Velha. Aici sunt tot felul de traficanți, de bandiți, de tâlhari. Eu merg cu puterea lui Dumnezeu. Și ce armă o să ai pe lângă baston? Biblia, domnule comandant. Oh, ia, bun. Era și el un fel de credincios. Hai să încercăm. Uite, stai și tu fără pistol o săptămână, raportezi. După o lună mai raportezi să văd ce se întâmplă și dacă faci față doar cu arma numită Biblia, nu cu furca, cu Biblia, atunci discutăm. După o lună de zile totul era clar. Oamenii au aflat că domnul Geraldo Dalinda, polițistul, e fără armă, ci care singura lui armă e Biblia. Polițaiul cu Biblia, așa i-a spus lui Geraldo Dalinda, polițistul cu Biblia. Și adevăr, avea Biblia în tașcă, totdeauna. Și când venea un răufăcător sau când era să se certau, studia Biblia, uite ce scrie în carte. Și ăia... Pentru că la data aia și în locul ăla, oamenii erau mai credincioși decât noi ăștia de azi, din lumea prea civilizată. Într-o zi, într-o duminică, el împreună cu alți doi colegi polițiști au fost trimiși să facă de gardă, adică să supravegheze grădina zoologică. Și zic că polițiștii nu merg toți împreună așa, pachet, unul într-o parte, altul pe alea aceea, altul controlează zona să nu fie nereguli, unii dau, aruncă cu pietre în animale, în cuști, alții le dau mâncare și n-au voie, că nu mănânc cu orice. Și în timp ce mergea, hopa, directorul grădinii zoologice, domnul Marcello, un om deștept, hei, hei, domnul sergent, ia poftiți o țâr la mine. Să trăiți, vă salut. Ce aud eu că dumneata le că n-ai pistol? Păi eu am Biblia. Ce Biblie, domnule? Eu l-am citit pe Voltaire. Ăsta era un mare ateu și scriitor care a scris numai contra lui Dumnezeu. Și acolo spune că Biblia este o invenție, un mit, o poveste cu harapal și cu trei feți frumoși. Domnul director, nu luați în derus Biblia. I-a rezistat mii de ani și s-a dovedit adevărat. Ce adevărată, mă? Păi sunt minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu oameni. Minuni? Eu nu cred în minuni. Știința nu ia minunea în calcul. Hei, știința așa e limitată, dar minunile sunt deasupra ei. Hai, fi serios. Cum să facă minuni? Dom'le, n-ați citit dumneavoastră, zice el și scoate Biblia, în cartea profetului Daniel. Cum trei tineri au intrat în foc și n-au ars, au ieșit vii în cuptorul de foc. Și acolo dogoare, acolo foc, flăcă. Și cu unul, el însuși, Daniel, a intrat în groapa cu lei. Îmi place, zice el, cu lei? Da, cu lei. Și a stat acolo o noapte întreagă și dimineața, până la prânz, când să-i vadă oasele, l-au găsit viu și leii nu s-au dinjel. Hai, păi, omule, zice directorul. Astea sunt basme, nu le cred. Domnule, Dumnezeu e Dumnezeu, zice Geraldo Dalinda. Și dacă Dumnezeu m-ar trimite pe mine în groapa de lei, m-aș duce dacă el mi-ar porunci. Hai, zice el, am un leu din Tanganyika. Ăla leu. Hai, intri în groapă. Domn director, eu n-am zis că intru în groapă, că nu-L ispitesc pe Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu mi-ar porunci, eu aș intra în groapă și aș întinde mâna spre gura lui. Și directorul spune, dau 100 de pesetas. Nu ăștia-s banii lui. Alți bani. 100 de dolari brazilieni, zic și eu de la mine, și intră. Și unul era în spate, un alt, dau și eu 100. Domnilor, n-am spus că eu intru, ci dacă Dumnezeu m-ar trimite, hai, roagă-L pe Dumnezeu să te trimită. Ei, nu pot eu să-i comand lui. Și discuția s-a cam șifonat aici și a plecat el destul de amărât. Și directorul
Avea chef de partide, de emoții. A spus atunci, știți ce a spus polițaiul cu Biblia? A spus că el ar intra în groapa cu lei dacă i-ar zice Dumnezeu și spune, care e și viu de acolo, auzi, povești, baliverne, s-o văd și pe asta. Și zvonul s-a răspândit prin oraș. Vă salut, domnul polițist. A zis că intrați în groapa cu lei? Păi n-am zis eu că... Domnule, m-a spus directorul. Dar s-a dus peste tot. Unul a scris la ziar. Duminică a avut loc o discuție interesantă despre minuni, în care muzeograful sau directorul muzeului spunea că nu crede, iar domnul sergent Geraldo Dalinda, cel cu Biblia, spunea că el va intra în groapa cu lei. Să vedem, să aflăm când va fi data. Auzi? Că nu a vorbit despre așa ceva. Unii oameni îl opreau, nu vă cunosc, dar știu că sunteți domnul Geraldo Dalinda. Vă rog, nu intrați la lei, aveți copii, avea 3 copii. Vă rog, aveți grijă de... Alții spuneau, domnul Geraldo, chiar așa, crezi în Dumnezeu? Păi atunci, bagă-te și termină o dată circul ăsta, că tot orașul parcă s-a incendiat, a luat foc. El lua masa la un hotel, avea un restaurant, avea abonament acolo la cantină și vine proprietarea și spune, e o femeie credincioasă, domnule Geraldo, sunteți un om deosebit, sunteți un om al Bibliei, vă e teamă? Dumnezeu este pus în joc. Numele Lui este provocat. Primiți provocarea. Mă rog și eu, postez pentru dumneavoastră. Faceți onoare Lui Dumnezeu. Și atunci a pus lingura jos și a spus, gata, intru în groapa cu lei. Și a anunțat, duminică, la ora 10, voi intra în groapa cu lei. Ce scandal! Ziarele, radio, asta se întâmplă în 1965. Ce bombă în oraș! Duminică, la ora 10. Păi deja au început să ceară rezervare la bilete. Nu mai erau bilete. Pentru că biletul costă niște parale acolo. S-au terminat biletele, oamenii vreau altele, au comandat bilete în plus. Și duminică, la ora 8:30, în casa lui, Geraldo Dalinda stătea la masă cu familia, făcuseră tocmai altarul, au cântat o cântare, au citit un cuvânt din Biblie și copiii au început să mănânce și soția, iar el nu. Tăticule, zicea cea mică, de ce nu mănânci? Geraldo Dalinda postea de 3 zile. Nu mănânc pentru că voi avea o treabă importantă azi. Dacă voi iubiți pe tata, rugați-vă pentru mine. Dragi de copii, fetița mai mare a început să plângă, băiatul a rămas cu ochii pironiți și cea mică a spus, tăticule, eu am să mă rog pentru tine și o să fie bine de tot. La ora 10, fără 10 minute, să intre în grădina zoologică, lume, faceți loc, domn sergent, faceți loc, faceți loc. Lumea s-a despărțit așa ca Marea Roșie când a trecut Moise, poporul a trecut prin mulțimea aceea mare și a ajuns la groapa leului. Acolo era, chiar lângă balustradă, era directorul. Ei, a venit domnul Daniel Modern, adică Geraldo Dalinda, l-a numit pe el Daniel, ca profetul care a intrat în groapă cu lei. Poftiți aici, domnule, priviți! Era o groapă de 4 metri adânc, mare. Oamenii stăteau pe marginea gropii, lângă balustrade, se uitau la leu. Era un leu mare, cu o coamă maro închis. Ăștia erau lei tari. Și leul era nervos, atâta lume în jurul lui, dătea din coadă, uite așa, uite așa. Mergea, se plimba roată și se uita și nu-i plăcea. Domnule Geraldo Dalinda, ați spus că dumneavoastră ați intrat în groapa cu lei. Leul meu, e leul din Tanganyika, din Africa, n-a mâncat nici el de 3 zile.
Nu pentru că îl flămânzim, ci pentru că leii mănâncă din 3 în 3 zile, așa cum mănâncă ei în savană. Nu mănâncă fiecare zi de 3 ori pe zi, nu. O dată la 3 zile. Și tocmai este ziua a 3-a. Eu vă sfătuiesc mai bine să ascultați cuvântul meu înaintea poporului și să renunțați la acest gest nebunesc, că o să vă pârâie oasele în fălcile leului. Mai bine spuneți că credeți în Dumnezeu așa, ca o părere. Nu avem, nu vă judecăm, fiecare liber să cadă în baba oarba, în știu eu, zmei, și vă dăm drumul. El nu spune nimic și a spus, vreau să sar de aici. S-a făcut tăcere. Domnule Geraldo, eu nu vă îndemn să săriți. Vă rog, liniște. A deschis Biblia pe marginea gropii, a citit un text, îl știu. Se află în Isaia, capitolul 41 cu 10 și 11. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și-a pus Biblia în buzunar. Dați-mi drumul, dați-mi drumul, că unii îl țineau. Și, zup, 4 metri, zup, a sărit. Apoi, acolo era leul. Când a sărit, leul deodată s-a încordat, a rămas pe loc. Iar el, în genunchi, a deschis Biblia și a citit un verset altul. Leul se apropie de el încet, ca atunci când își urmărește prada. Și coada, uite, așa făcea. Era nervos. Mai era un metru. Mai era jumătate de metru. Și cu Biblia deschisă, Geraldo Dalinda ridică mâna, o întinde cu degetul arătător spre leul și leul, mirat de această mișcare, că în fața lui toți trebuie, ăsta nu se trebuie, nu e frică, nu se dă înapoi, se apropie și îi miroase degetul. După care se dă înapoi, ca atunci când vrea să sară, dar de fapt se întoarce și se duce și se întinde în fața cuștii lui. Uaa! Lumea urlă! Nu spun că în timp ce el a întins mâna, unele femei au leșinat. Aoleu! Dai seama, omul în fața leului, flămând de 3 zile. Și stă mai departe acolo. Un sfert de oră a durat toată părtășia cu leul, să zic așa. Tot experimentul acesta al puterii lui Dumnezeu care potolește gura leului. Geraldo s-a ridicat în picioare, directorul era mut. Și zice, vă rog, aruncați scara să pot ieși. Scara! Scara! Aduce scara! Din gură, scara! Și după 3 minute vine un slujbaș acolo, un îngrijitor, zice, domnul director, nu avem scară. Cum n-am dat nicio scară? Aici nimeni nu urcă pe scară. Aici intră prin gura, prin, știu eu, intrarea în cușcă. Cobor treptele și acolo este două rânduri de grilaje de fier, un fel de antreu, tot grilaj în spate, grilaj în față, până îi dă de mâncare leului și pleacă îngrijitul. Aoleu! Atunci, funia! Se întoarce omul după ce vede, se zice, n-avem nicio funie, n-avem de unde, că cei care intră n-au nevoie de funie, că nu legăm pe nimeni. Și atunci cum o să ia somul ăsta? Domnul Geraldo, îmi cer mii de scuze, spune directorul, noi n-avem cu ce să vă scoatem, n-avem decât să ieșiți prin intrarea îngrijitorului, care este chiar în fața, sau în spatele leului care s-a întins în fața lui. M-a ajutat Dumnezeu când m-am întâlnit cu leul. Dar acum el îmi păzește ieșirea, ce fac. Și s-a rugat, Doamne, Tu ai spus că Tu ești cu mine să mă scapi. Tu ești cu mine să mă scapi. Ajută-mă. S-a îndreptat cu Biblia în mână,
pas, 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 spre leu. Leul și-a ridicat capul, deranjat. Și Geraldo i-a spus, dă-te la o parte să ies. Și a făcut cu mâna așa. Leul se ridică și merge, îi face loc liber, se întoarce așa, ca atunci când vrei să-l prinzi din spate. Geraldo cu mâna găsește, știu eu, încuietoarea, o deschide, deschide poarta, face un salt și când închide poarta, leul sare drept pe grilaje. Alte femei leșină, copiii plâng, urlă, alții sigă de bucurie. Geraldo da Linda, Dumnezeu e adevărat, Dumnezeu e viu, Dumnezeu este viu. Și a ieșit afară din groapă și nu l-a lăsat lumea să plece, pentru că au vrut să mai audă alte cuvinte din această scumpă carte care e revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Și cartea aceasta, dragii mei, Gigel și Vasilica, cartea aceasta e cartea lui Dumnezeu. Crede în El, e Dumnezeul care a dat și legi și porunci, cele 10, dar El, pentru cel care îl ascultă, pentru cel care se încrede în El, face minuni. A făcut și pentru mine, a făcut și pentru voi și o să mai facă. Credeți în El. La revedere!